Domnul primar, v-ați numit astăzi cu reprezentant CNI-ului, ai firmei care a făcut stadionul. Ce concluzii ați ajuns? Da, am convocat astăzi și CNI-ul și am solicitat și constructorului să vină pentru a lămuri, nu știu câta oară, problema gazonului de pe stadionul pe care ne aflăm. Ați văzut și dumneavoastră la ultimele meciuri cum s-a comportat după o perioadă destul de lungă de pauză. Ceea ce am vrut eu să lămurim foarte clar că problemele care le are gazonul în niciun caz nu se datorează faptului că în ultimele două săptămâni a fost întreținut de primărie, care oricum a urmat întru totul caietul de sarcini și toate fișa tehnică cu care a fost predat gazonul și cu toate exigențele care sunt legate de această întreținere a gazonului. Gazonul a avut în permanență probleme. Cred că avem ca dovadă toate meciurile care au fost, cred că toate și televizate, și aproape după fiecare meci gazonul a arătat cum a arătat. A avut într-adevăr o perioadă la un moment dat când a fost a dat să arate ceva mai bine. În perioada respectivă nici nu au fost meciuri și nu au fost niciun fel de competiții pe el. Și, într-adevăr, arăta mai bine ca așa cum arată înainte de fiecare meci. Important este de starea lui în timpul meciului. Cum arată și acum de fapt. În permanență am avut discuții și după fiecare meci aproape am făcut adresă către CNI și am solicitat schimbarea gazonului, pentru că problemele tehnice legate de starea gazonului sunt foarte complexe. Niciunul dintre noi nu a știut și nu știe nici la ora aceasta ce înseamnă din punct de vedere tehnic gazonul. Și fiecare specialist care a venit să studieze gazonul a avut părerile lui. N-am vrut niciodată să intru în această problematică pentru că nu este problema noastră. Noi am preluat acest stadion și avem obligația să-l întreținem, să-l punem la dispoziție echipei de fotbal și să avem un fotbal de calitate și nu ne dorim nici jucători accidentați, nici de probleme cu gazon. Ceea ce pot eu să spun, chiar dacă la un moment dat, așa cum au fost declarațiile constructorului, ar exista procese verbale pe care le-au făcut cu reprezentanța ai Federației de Fotbal Europeană sau Internațională, în care gazonul corespunde, eu vreau să vă spun că din punct de vedere al sănătății plantei, nu cred că a corespuns niciodată. A apărut astăzi într-un ziar de sport că problema după gazon este datorită unui buton închis de un așa zis specialist. Hai să fim serioși. Nu există așa ceva, pentru că la nivelul acestui stadion totul este automatizat. Dacă am văzut și eu articolul din publicația respectivă, se arată și o umiditate. Într-adevăr, au fost niște probleme și cred că sunt în continuare legate de pânza freatică, care trebuie să fie eliminată cu ajutorul unor pompe, dar care n-au funcționat niciodată. Deci n-au funcționat din problema, eu știu, a constructorului care le-a avut în funcție și în întreținere în toată această perioadă. Și e o problemă ce se poate remedia? Sau da, bineînțeles, e o problemă care se poate remedia, orice se poate remedia. Și noi am avut probleme la un moment dat legate de eliminarea apelor din drenaj, care atunci când peste umiditatea gazonului mai apărea și o ploaie puternică, și anul ăsta chiar am avut ploi puternice toată vara, am constatat că drenajul nu făcea față atunci în timpul ploii și am schimbat pompele care fac eliberarea apei din colectarea drenului. La ce concluzie s-a ajuns după discuția de astăzi? Concluzia care a fost... Asta cred că interesează și pe suporteri, dar solicit... special fotbaliștii. Da, spun pe toată lumea, pentru că toți suntem iubitori de fotbal în Craiova. Am solicitat, cred că a 10-a oară, atât CNI-ului cât și constructorului, să ia toate măsurile care sunt necesare pentru a schimba acest gazon. El... Deci poate fi interpretată la un moment dat, dar de ce nu intervine primăria? Și am avut de multe ori aceste întrebări puse. De ce nu intervine primăria? Pentru că între Compania Națională de Investiții și Constructori există o garanție. Ori în perioada asta de garanție nu poți să intervii, pentru că atâta timp cât există o garanție, oricine ți-ar pune problema de a ce cauți tu acolo în garanția asta. Și le-am solicitat CNI-ului și constructorului să înțeleagă că acest gazon are o problemă
Nu sunt în măsură încă o dată să dau sfaturi care sunt probleme cu straturile de sub gazon, de este covorul gazonului și așa mai departe, să și le culeagă singuri, dar să ia măsuri să înlocuiască gazonul. Cei de la CNI, deci la CNI, la problemă, la ora aceasta, este o problemă juridică în operarea unei garanții. Dacă vă aduceți aminte, cred că a fost pentru prima dată când în Craiova s-au operat garanții ale constructorului când pe proiecte europene. Și am avut prima garanție, cred că operată la pasajul suprateran, în momentul când am avut de-a face cu o firmă care a intrat în insolvență și nu reușeam să intrăm în operarea garanțiilor și mai multe situații. Deci operarea unei garanții cu un constructor cu care nu te mai înțelegi nu este o procedură foarte simplă, este o procedură destul de complicată și există și riscul, dacă nu se face pe cale amiabilă, executarea garanției să se întâmple undeva în instanță și să câștige cel care este cel mai bine blindat de hârtie. În cât timp credeți că gazonul după stadionul Oblemeanco va arăta ca și gazonul din Austria sau din Germania? Nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că încă o dată este o întrebare pur tehnică și nu prea am văzut vreun gazon în România în ultimul timp care să mor de dragul lui pe unde stadion acoperit. Bineînțeles, sunt gazoane foarte frumoase, am văzut și la ultimul meci de la Constanța, la Ovidiu, un gazon excepțional, dar să remarcăm faptul că sunt pe stadioane descoperite. Asta este un aspect foarte important, într-adevăr, pentru că permite aerului, soarelui să bată în permanență pe el. Se știa acest lucru în momentul în care s-a proiectat, s-a făcut acest stadion. Nu s-a încercat găsirea unei soluții cu un gazon, nu știu, ceva mixt. Și vă întreb și dacă peste tot în Europa sunt aproape toate stadioanele acoperite, ce fel de gazon folosesc ei sau în cât timp îl schimbă? Cred că este băgat și la consumabil, adică poate fi schimbat mai repede decât termenul de garanție, 5 ani, 6 ani, cât are. Ca să o iau așa într-o ordine la întrebările care mi le-a spus, am avut discuții la un moment dat, dacă nu mă înșel, undeva chiar înainte de meciul cu Suedia, unde la fel, dacă vă aduceți aminte, am avut o sincopă. Chiar federația spunea, domne, suntem în situația în care am vrea să schimbăm noi gazonul, să suportăm noi schimbarea gazonului. Bineînțeles că nu era nici acolo o procedură, n-am găsit o procedură pentru așa ceva, dar am constatat că experiență în gazoane de pe terenuri acoperite, în condițiile climatice din România, nu prea are nimeni. Pentru că firma care a executat lucrările de gazon aici pe stadion are multe contracte în Europa, la stadioane, după câte am înțeles, celebre, dar se pare că pe condițiile climatice din România, experiența este foarte, foarte redusă. Și cred că ăsta este factorul care face ca cam toate stadioanele cu acoperite din România să aibă probleme. Și ar fi o soluție, nu știu, un gazon mixt? Gazonul mixt este o soluție. Poate costurile n-ar mai fi atât de mare, adică costurile de întreținere, nu știu. Da, dar vedeți ce se întâmplă. Poți să iei hotărârea asta în momentul în care ai o experiență și știi ce înseamnă și gazonul mixt. Am văzut într-adevăr ce este și cum este și gazonul de a fost practicat în Rusia la ultimul campionat mondial. Este gazon mix, cu gazon sintetic. Nu pot să vă spun mai multe, pentru că e o meserie și asta, și dacă intri în ea, ori o faci cum trebuie de la cap la coadă, ori... Imaginile cu Mitriță care a rupt brazda de gazon, ați văzut? Da, la Mitriță a fost o supărare cumulată și din ce s-a întâmplat în timpul meciului. Probabil că ultimul fault al lui a fost chiar în zona aia și au fi simțit ceva. Era o brazdă care deja fusese proaspăt înlocuită. Deci acolo a fost o porțiune, cea pe care a luat-o el în mână, care fusese schimbată după meciul cu Leipzig. Deci practic nici n-avea când să facă priză în două săptămâni. Important este un lucru de reținut, că înainte de meciul cu Leipzig, unde s-a creat breșa respectivă în gazon, timp de aproape două luni nu se jucase niciun meci. Și cu toate astea a apărut ruptura asta care s-a văzut la meciul cu Chiajna.
unul din reprezentanții firmei care a instalat gazonul a spus că în perioada 15 iulie gazonul a arătat impecabil, că a fost întreținut de ei și că a fost întreținut bine. Da, a fost frumos. Și eu spun, a fost impecabil ca aspect. Dar de la aspect și până la important este să-l vezi cum arată înainte de a începe meciul și cum arată după ce se termină meciul. Asta spun eu că este foarte, foarte important și ceea ce a fost în permanență o problemă la gazonul nostru este adâncimea rădăcinii lui, rezistența lui la toate șocurile din timpul unui meci. Își pot asuma cei la CNI, să zicem, sau CONA, Doamne ferește, o accidentare a vreunui jucător să plătească sume exorbitante pe spitalizări și... Nimeni nu își dorește, vă dați seama, așa ceva și ferească Dumnezeu să întâmple vreo astfel de accidentare. Nu cred că suntem în situația unui gazon care să provoace astfel de accidentare. E un gazon care, la pretențiile noastre de fotbalist, de fotbal în Craiova, normal că ne-l dorim impecabil ca pe Wembley. Dar ferească Dumnezeu și sperăm să nu se ajungă acolo. Și eu sunt convins că analiza pe care o va face constructorul și CNI-ul va duce la schimbarea lui. Presupun că schimbarea gazonului nu poate fi făcută, din câte știu eu, decât în perioada de primăvară. Altfel ajungem într-o situație... Pe ce costă schimbarea? Nu cum este trecut? Ca și consumabil, adică atunci probabil n-ar mai fi atât de multe proceduri. Încă o dată vă spun, la caietul de sarcini pe care l-a avut constructorul cu CNI-ul, nu am avut niciodată pot să spun că acces, că probabil că e public, dar nu, omul l-a interesat și n-am intrat în el și nu cred că are condiții dispuse de schimbare. Schimbarea este o problemă, cum să vă spun eu, este o problemă, un echilibru între venituri și cheltuieli, un lucru care stabilește dacă este rentabil sau nu e rentabil. Însă, oricum trebuie să fie în afara perioadei de garanție. Deci, în momentul